o mică opinie în continuarea sau în închiderea, sau nu mai știu, cred că totuși continuarea, închiderea va fi un pic mai încolo, temei cu vedetele TikTok-ului Moldav, Instagram-ului Moldav și acolo mai este și rețele mai sunt, notele negative ale lor la BAC. Deci totul la început fetele de la Perfecte Medie care au pus faptul că au anunțat că Andreea Bostănică și Vlada Boțan, de Andreea Bostănică am auzit, de Vlada Boțan acum am auzit prima dată, au note negative la BAC. O informație tehnică, așadar, Vlada Boțan are nota 5 la română, 4 la franceză și 4 la geografie, respectiv nu a trecut BAC. Mai departe, Andreea Bostănică a avut 4 la română, după contestație are 5, engleza 6, istoria 5 și geografia 5. A trecut BAC-ul. Mai rămâne să-și anunțe notele și a treia vedetă, și a treia vedetă care a susținut anul acesta BAC-ul, Iuliana Beregoi. Așteptăm cu nerăbdare notele ei, mai ales că redacția blogului dispune de ele. Ce vreau eu vouă să vă spun? 1. Ivan Leonidici, unul dintre prietenii mei de pe Facebook, a scris un statut foarte bun o oră în urmă. До экзамена на БАК добралось только 30% участников, учеников. У остальных 70% есть все шансы попасть в правительство и парламент. Chestia asta se leagă foarte bine cu Vlada Boțan, care se adeverește, este fiica lui Roman Boțan, ex-parlamentar ales pe listele Partidului Liberal din Moldova, cei care au numit cel puțin un ministru al educației, cel puțin, dar pare că chiar mai mulți ministri educației i-a numit. Asta în legătură cu statutul lui Ivan Leonidici. Totodată, de ce discutăm despre aceste persoane? Aceste două persoane, la moment două, probabil o să fie și a treia, repet, sunt persoane publice care își anunță viața publică, care zic că sunt transparenți, etc., respectiv care sunt ok cu discutarea situațiilor, mai ales situației pe educație. Cu păreri de rău, în Republica Moldova, noi ne facem vedete care sunt proaste, de proastă calitate, care nu au nimic a spune, vedete care nu au scaun la cap. Ar fi Maia Sandu o excepție, dar de obicei excepția confirmă regula. Mie îmi pare rău că educația la noi este pusă pe ultim plan. Pe prim plan sunt puse toate porcăriile lumii, numai nu educația și, cu părere de rău, toate investițiile care se fac în educație se duc pe apa sâmbetei din cauza că la copii, pentru copii, vedete sunt anume astfel de personaje sau pornoactrisa aia. Țineți minte istoria când a fost ăsta, cum îl cheam pe dânsul, Galben, la liceul Da Vinci și toți știau despre actrița porno cu care el făcuse interviu. Probabil noi cumva ceva trebuie să schimbăm, ca națiune, ca popor. Probabil. Dar întrebarea este simplă, avem cu cine schimba? Este cineva din guvernarea țării care este gata să schimbe aceste lucruri? Eu cred că la moment nu. Cam asta e situația. Între timp, eu sigur că toată tema asta va continua atunci când Iuliana Beregoi ne va spune ce note a obținut ea la bacalaureat după ce a învățat 12 ani la liceul Alecu Ruso din Orhei. Hai, noroc și sănătate!